Unitățile miniere neviabile din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului au conducători noi. Schimbările vin după ce o parte dintre aceștia au fost transferați în funcții de conducere la Complexul Energetic Hunedoara. Am făcut o nouă numire după consultări cu conducerea executivă a societății, l-am numit pe domnul director Hârtop Cornel, care până la această dată ocupa funcția de șef birou în cadrul Serviciului de Securitate și Sănătate în Muncă. Dânsul a mai lucrat ca director și inginer șef producție, șef de sector la mina Paroșeni, este o persoană cu experiență. Zic eu, experiența lui acumulată în cadrul societății îl va ajuta foarte mult pe noua poziție de director și nu este o noutate, are experiență în complexe mecanizate, nu poți și vom mai face relocări de posturi pe pozițiile de conducere și în următoarea perioadă, pentru că odată cu restrângerea activității avem nevoie de personal cu experiență în conducerile minelor. Nu putem să punem persoane care nu au experiență în conducere executive. De dovadă, cum am mai precizat, între sucursalele minere se vor face în permanență transferuri, relocări de persoane, ca în primul rând să nu punem în pericol securitatea și sănătatea oamenilor, să nu avem evenimente la Societatea Națională de Închideri. Conducerea societății care închide minele necompetitive spune că în următoarea perioadă vor mai avea loc astfel de rocade în cadrul unităților miniere. Plângeri penale pe numele foștilor conducători ai Complexului Energetic Hunedoara. Complexul Energetic Hunedoara este gaura neagră a economiei românești în viziunea Fondului Monetar Internațional. Acest lucru este adevărat, dar este adevărat și faptul că sume importante de bani s-au scurs fără rost în buzunarele unor firme de casă. Neregulile încep să iasă la iveală, iar foștii manageri ai Complexului Energetic Hunedoara vor răspunde penal pentru aceste fapte. Începând de luni, de săptămâna viitoare, ne-am propus ca în fiecare zi să depunem cel puțin o plângere penală pentru gravele abuzuri pe care le-a săvârșit fosta conducere a Complexului Energetic Hunedoara, pentru subminarea activității Complexului Energetic Hunedoara și, bineînțeles, pentru discriminarea pe care acesta a făcut-o pe tot parcursul derulării contractului de management pe care aceștia l-au avut cu Complexul Energetic. Sindicaliștii au nume și prenume, dar au și probe împotriva foștilor directori ai complexului. Toate acestea le vor prezenta organelor de anchetă pentru ca acestea să descopere cine a subminat activitatea societății. Probele pe care noi le vom depune la dosar fac referire la adresele pe care noi le-am avut între instituții, Sindicatul Muntele și Complexul Energetic Hunedoara, adrese care multe dintre ele n-au primit răspuns, adrese care au primit răspuns și incriminează, și bineînțeles că noi vom proba toate acțiunile în instanță pe care le vom face împotriva fostului director general Aurel Niculescu și fostului director general Ajung Drăgoi Nicolae. Ei sunt cei care au fost conducătorii complexului și ei sunt cei care trebuie să și răspundă. Adică este inadmisibil să conduci un an de zile, să pui sub riscul pierderii locurilor de muncă, a 6.000 de locuri de muncă Valea Jiului, județul Hunedoara, și tu să fii bine mersi într-un post plătit cu 100 de milioane și nimeni să nu te întrebe nimic. Așa ceva nu poate să fie trecut cu vederea. Un alt conducător al Complexului Energetic Hunedoara a fost Daniel Andronache, nici acesta nefiind agreat de sindicaliști, însă având în vedere timpul scurs de la perioada în care acesta a deținut frâiele societății, plângerile penale nu mai pot fi depuse. Plângerile penale au un termen până la care pot fi depuse de la săvârșirea faptei. Ei cunosc foarte bine acest lucru, tocmai de aceea Aurel Niculescu, fostul director general care s-a ocupat doar o zi pe săptămână de Complex Energetic Hunedoara și 5 de tăierea grupului 1 de la Mintia, a făcut o plângere penală împotriva Sindicatului Muntele, prin care ne cheamă la judecată pentru grevele cu ghilimele, pentru că au fost de fapt mișcări de protest ale salariaților din cadrul subunităților miniere, pentru că oamenii aceștia nu mai aveau cu ce să lucreze, în timp ce el își permitea să cheltuie 150.000 de euro pe lună doar pentru combustibilul șefilor de la Mintia. Lucrurile astea nu mai pot să stea ascunse. Adică minerii au ieșit în stradă pentru că se speriau de condițiile de muncă în care sunt forțați efectiv să lucreze, nemai având nimic
cu ce să-și asigure locurile de muncă, iar el, marele conducător de la Mintia, își permitea să cheltuie sute de mii de euro pe lucruri care nu și aveau până la urmă niciun efect pozitiv asupra bunului mers al activității. Abaterile de la Complexul Energetic Hunedoara au fost constatate și de inspectorii Curții de Conturi. Reprezentanții societății nu au constatat abaterea în sine, dar spun că valoarea exactă a prejudiciului poate fi stabilită doar printr-o expertiză tehnică. Green Line Valea Jiului, costisitor pe calea ferată. Edilii locali din Valea Jiului au venit cu propunerea că noul sistem de transport în comun, care ar urma să fie implementat începând cu anul 2020, să fie realizat pe calea ferată, având în vedere faptul că zona dispune de infrastructură. Oficialii județeni care au demarat acest program sunt de părere că această opinie poate fi luată în calcul, însă implementarea ei poate fi extrem de costisitoare. Vorbim de foarte mulți bani, însă vorbim de foarte mulți bani europeni. Pentru că acest... Acest tip de proiect este finanțat în proporție de 98% de către Uniunea Europeană. Noi vorbim despre un efort al Consiliului Județean Hunedoara conjugat cu primările de maxim 1 milion de lei. Cred că nu greșesc când... nu aș vrea să vă dau o sumă care nu este... Eu știu cât se poate de în regulă, pentru că încă, deși avem studiile de fezabilitate, ele sunt făcute undeva la nivelul anului 2013, vor fi necesare actualizări funcție de ghidul de finanțare pe care ne va fi pus la dispoziție în acest an de către Agenția de Dezvoltare Regională, unde suntem noi parteneri, vorba de DR5 Vest. Salut orice inițiativă și mă bucur că domnul primar are o inițiativă de acest gen pentru folosirea transportului pe cale ferată. Nu este de luat în discuție, trebuie optimizat transportul pe cale ferată, care din punctul meu de vedere astăzi este total ineficient. Însă, dacă vorbim de costuri, cu siguranță transportul rutier este mai puțin costisitor decât transportul pe cale ferată. Investițiile la care noi ne referim astăzi sunt undeva, cred eu, la 1% din cât ar trebui să investim pentru optimizarea transportului pe cale ferată. Aici vorbim de modernizarea stațiilor, de modernizarea gărilor, a haltelor. Trebuie creat un amplu program pentru această modernizare. Noile mijloace de transport în comun care vor tranzita Valea Jiului peste 5 ani vor fi dotate cu baterii, astfel încât să se elimine total noxele. Programul Green Line, prin care noi încercăm să obținem o finanțare pentru modernizarea transportului în comun în județul Hunedoara, este și rămâne o prioritate pentru conducerea Consiliului Județean. Am avut o serie de discuții cu primarii cu care noi suntem în asociere. Este vorba despre primăria Deva, primăria Hunedoara și primările din Valea Jiului, de la Petrila și până la Uricani. Toată lumea este interesată, toată lumea din Valea Jiului, ca să ne raportăm strict la ce ne interesează pe noi, toată lumea este interesată ca acest program să fie pus în practică cât mai curând. În acest moment suntem în stadiul în care avem studiile de fezabilitate pregătite pentru proiectul nostru. Și urmează să stabilim împreună cu primarii. Am avut o discuție chiar ieri și cu domnul vicepreședinte Gligor pe această temă. Urmează să facem un set de consultări cu primarii noștri, să vedem exact ce formulă vom aplica după ce vom obține finanțarea necesară. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, e vorba despre autobuze cu baterii care vor înlocui în jurul anului 2020 sau poate chiar în anul 2020 microbuzele pe care le avem astăzi funcționale. Autobuze cu baterii cu autonomie de 200 de kilometri care se vor exercita funcția de transport în comun interurban de la Petrila până la Uricani. Avem pus la dispoziție prin intermediul primăriei Vulcan, domnul Gheorghe Ilen a pus la dispoziție un spațiu care va funcționa ca depou pentru aceste vehicule și ca un argument, avem
câteva argumente în favoarea acestui proiect ar fi odată emisia de gaze care este zero, deci poluarea scăzută, un sistem modern de ticketing, adică de cumpărare a biletelor accesibil tuturor categoriilor de persoane, indiferent de vârstă, de sex, de pregătire, sunt extrem de ușor de utilizat și, practic, nu va exista niciun fel de fraudă. Noul sistem de transport în comun ar urma să lege toate localitățile Văijiului, iar prețurile biletelor să fie accesibile pentru toate buzunarele. Rămâne însă de văzut ce schimbări vor surveni până în anul 2020, atunci când se dorește a fi funcțional acest sistem. Concurs de angajare la Primăria Petroșani. Administrația locală de la Petroșani a scos la concurs mai multe posturi vacante. Mai exact, este vorba de ocuparea posturilor din cadrul noului serviciu de administrare a domeniului schiabil. Angajații actuali nu pot fi preluați de municipalitatea după terminarea contractului cu Cranț, astfel că este nevoie de organizarea unui concurs. În ultima ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroșani s-a aprobat înființarea în cadrul Serviciului Public Administrare a Domeniului Public și Privat a Serviciului Administrare a Domeniului Schiabil, care urmează să, după aprobarea Consiliului Local, urmează să preia în administrare cele două telescaune, telescaunul vechi și telescaunul TS3 și celelalte bunuri realizate în cadrul proiectului domeniului schiabil. Urmează să le preia deci în administrare începând cu 1 aprilie acest an, din acest an. Și atunci s-a aprobat înființarea acestui serviciu cu un număr de 16 angajați contractuali, din care un șef serviciu și 15 angajați cu specializare specifică pentru exploatarea instalațiilor pe cablu, a serviciului public transport pe cablu, trolist, agent peron, toate acestea pentru care trebuie evident calificări și diplome ISCIR. Actualii angajați pot rămâne fără locul de muncă în cazul în care la concurs se prezintă mai mulți candidați care sunt declarați admiși. Există însă și posibilitatea ca o parte dintre angajați să nu dorească să participe la concursul organizat de municipalitate, având în vedere faptul că salariile din administrația publică sunt mai mici. Din angajații care lucrează deja pe cele două instalații sunt și există personal care nu dorește să vină la primărie, având în vedere că la primărie salariile sunt mai mici, din păcate, că așa este în sistemul bugetar. Da, pot rămâne fără loc de muncă? Evident că pot rămâne. Din păcate, ar fi fost bine ca legislația să fi prevăzut o posibilitate de a-i prelua direct pe cei care îndeplinesc condițiile, dar așa cum este codul muncii făcut și cu toate restricțiile care sunt pentru aparatul bugetar, nu se pot lua decât prin concurs. Contractul dintre Cranț, Eurocenter și Primăria Petroșani ar fi expirat în luna martie și inițial s-a propus că asocierea nu va fi prelungită. Acum însă datele problemei s-au schimbat, iar contractul a fost prelungit cu încă o lună. Experții evaluatori de la Agenția de Asigurare a Calității în Învățământul Superior vor vizita Universitatea din Petroșani. Au trecut cei 5 ani în care Instituția de Învățământ Superior din Valea Jiului a fost evaluată, astfel acum va avea loc acest proces. De această dată, cei de la universitate nu vor mai fi nevoi să scoată din visterie undeva la peste 60.000 de lei pentru acest proces de acreditare. Datorită faptului că sunt parte a unui proiect, costurile sunt suportate de Uniunea Europeană. Luna aceasta, Universitatea din Petroșani așteaptă vizita unei echipe de experți evaluatori din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Este vorba despre acreditarea întregii universități, un demers extrem de complex, care este repetat la fiecare 5 ani. Anul acesta este rândul nostru și am reușit să fim prinși chiar într-un proiect post-drum care se intitulează Qualitas, dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc, ceea ce înseamnă că prin acest proiect sunt suportate toate cheltuielile aferente evaluării. Am fost selectați împreună cu alte 19 universități. În ce constă această evaluare? Practic se
analizează toate aspectele legate de activitățile didactice, de cercetare, administrative, regulamentele, metodologiile existente și măsura în care ele sunt puse efectiv în practică. Pe lângă această evaluare la nivel instituțional, se evaluează un panel de 6 programe de studii de la fiecare dintre cele 3 facultăți din componența Universității din Petroșani. E vorba despre Facultatea de Mine cu programul Inginerie Minieră, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, care are în evaluare 4 programe de studii, și anume calculatoare, electromecanică, energetică industrială, mașini și echipamente, și Facultatea de Științe, care intră în evaluare cu programul de studii sociologie. Sigur, și aceste programe de studii, fiecare la 5 ani, sunt evaluate, dar cu ocazia acestui demers, care vă spuneam, este complex. De regulă se evaluează un eșantion de câteva specializări. Universitatea noastră, având 25 de specializări de licență, au fost alese cele 6 să participe la această evaluare instituțională. Am elaborat rapoarte pe fiecare dintre cele 6 programe de studii la nivel instituțional și, de asemenea, organizațiile studențești care funcționează în universitatea noastră au elaborat propriul lor raport cu privire la activitatea din universitate văzută prin ochii lor. În urma acestei evaluări se va stabili și gradul de încredere a instituției de învățământ superior. Am fost evaluați ultima dată în 2009 și am obținut într-adevăr calificativul grad ridicat de încredere. Mai ridicat de atât nu există. Însă, între timp, s-a mai modificat un pic și metodologia Agenției de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în sensul că există și calificativul încredere sau încredere limitată. Rămâne, sigur, să așteptăm rezultatul evaluării. Deocamdată suntem încrezători și sperăm că se va finaliza acest demers cu succes pentru universitatea noastră. Obiectivul general al proiectului este a dezvolta o cultură a calității bazată pe o capacitate managerială competitivă pe plan european. Licitație pentru transportul în comun. Autoritățile locale de la Petroșani organizează licitația pentru delegarea gestiunii serviciului de transport în comun. Luni, 9 martie, va avea loc această procedură, iar în cadrul contractului se dorește și atribuirea traseului spre stațiunea Montană Parâng. Licitația va avea loc luni, în data de 9 martie, la ora 12, iar ofertele se pot depune tot până în această zi, până la ora 11. Sperăm să se ajudece, pentru că expiră în proximitate contractul existent. Tot în cadrul acestei licitații se dorește și scoaterea traseului spre Parâng. Da, este unul dintre traseele secundare care sunt prinse în caietul de sarcini pentru această licitație. Este și acest traseu, zona Renel sau Enel, mai bine zis, sediu Enel Petroșani, stație plecare Telescaun V, care era și înainte, este prins și acum. Am înțeles că din oră în oră ar trebui să existe un astfel de transport. În cadrul acestui contract nu este cuprinsă și ruta de la centrul comercial Jiul până la Brădet. Aceasta va fi licitată abia în momentul în care la Brădet va funcționa un centru de agrement. Deocamdată nu cred că se justifică. Probabil că în momentul în care vom scoate la licitație terenul de la Brădet, platforma cea pe care se poate construi și se va realiza un punct de atracție turistică, probabil că se va justifica un astfel de traseu. Cei care vor dori să urce la munte vor plăti doar 1,5 lei pentru un bilet de călătorie. Stația de plecare va fi în zona Enel, iar cea de sosire la baza vechiului telescaun, cu posibilitate de urcare și până la punctul de plecare al noii instalații de transport pe cablu. Primarul suspendat al municipiului Lupeni, Cornel Hrezmeriță, va mai petrece 30 de zile în arest preventiv. Magistrații de la Curtea Supremă au luat această decizie în cursul serii de ieri pentru o parte din inculpații din dosarul Gala Bute. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis solicitarea procurorilor DNA de prelungire a măsurilor preventive pentru inculpații din Gala Bute, astfel că pentru 3 dintre cei cercetați a fost prelungit arestul preventiv, iar pentru alți 2 a fost prelungit arestul la domiciliu. Soluția pronunțată miercuri de Înalta Curte de Casație și Justiție
justiție nu este definitivă, inculpația având drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare. Cornel Rezmeriță, primarul suspendat al municipiului Lupeni, este cercetat de DNA pentru abuz în serviciu. Procurorii anticorupție spun că bugetul municipiului a fost prejudiciat cu bună știință de primarul localității și șeful de la achiziții în urma contractului supraevaluat pe care l-au atribuit ilegal prin negociere directă firmei Termogaz Company.